Găsit, am spicuit declarațiile de avere ale cabinetului Dăncilă și am scos niște lucruri interesante, spunem noi. Începem cu premierul Viorica Dăncilă. Vedem că este pasionată de bijuterii, are investit o sumă frumușică în bijuterii, peste 5.000 de euro. Vedem și în această fotografie că are o broșă drăguță și soțul dumneaei câștigă destul de bine la o companie petrolieră, peste 6.000 de euro. Mergem mai departe și o să vă spun despre Grațiela Gavrilescu, și-a cumpărat o mașină hibrid care costă în jur de 40.000 de euro, iar soțul său are două joburi, unul la Romgaz și altul la o altă companie petrolieră, câștigă și el destul de bine, peste 3.000 de euro. Mergem mai departe, Ana Bircea, de departe este cea mai bogată din acest guvern, are 5 case, 2 în București, una în Suceava, 2 în New York și conturi, vedem, pline, dolari, euro, lei și un lingou de aur. Mergem și mai departe, Teodor Meleșcanu este pasionat de ceasuri de firmă, are ceasuri de 11.500 de euro, dar ia și o pensie de la stat pe lângă salariul de ministru și vedem că nu este rea deloc, este 1.900 de euro. Eugen Teodorovici, putem spune că este cel mai îndatorat ministru, chiar dacă este ministru de finanțe, are credite de 800.000 de euro. Mergem și mai departe, Petre Daia. I-a mers foarte bine anul acesta și a cumpărat chiar un apartament în București în 2019. Vedem și soția sa lucrează la stat, la APIA, câștigă peste 2.000 de euro lunar. Mergem și mai departe, Marius Budăi, aici a fost surpriza, și-a luat în 2017 un teren și și-a construit o casă prin programul Prima Casă. Așadar, vedem că are și credit de peste 300.000 de lei. Mergem mai departe, Nicolae Bădălău are o casă uriașă de 863 de metri pătrați în Giurgiu, dar are și diamante și bijuterii de 25.000 de euro. Nu are totuși datorii. Răzvan Cuc, putem spune că nu este singur Cuc, ci are 8 case. Atenție, într-adevăr, 3 sunt doar pe numele soției, 4 cumpărate cu ea și una moștenire. Mergem și mai departe, Ioan Deneș nu are conturi bancare, nu are credite, doar leafa de ministru. Mergem și mai departe, Bogdan Matei de la Tineret și Sport nu are terenuri, nu are nicio casă în proprietate, nu are conturi bancare, are doar un credit, dar a câștigat și din funcția de ministru și cea din senator anul trecut. Vedem că și Natalia Dotero a trecut în declarația sa de avere.